Am vorbit despre istighfar, a cere iertare, a te întoarce la Allah într-o căință, a cere iertare de la Allah pentru păcatele și greșelile făcute. Găsim în Coran multe versete. Găsim în viața profetului sallallahu alaihi wasallam multe relatări. Nu vreau să lungesc prea mult, este un subiect foarte vast, dar vreau să vă vorbesc. Să vă reamintesc, de fapt, sunt convins că cu toți ați auzit de acea relatare profetică măreață. Este vorba de acel om care a omorât 99 de suflete. Spune profetul sallallahu alaihi wasallam într-un hadith, o relatare lungă, a venit un om care a ucis 99 de suflete. A omorât 99 de oameni. Criminal în serie. A venit într-una dintre zile și s-a căit. A vrut să renunțe, se întoarcă pe calea lui Allah. Unde s-a dus? S-a dus la moschee, la biserică, la templu, ce era în timpul acela. S-a dus să caute acolo, să intre, să vorbească despre credință. Omul așa este, la nevoie, la greu, și aduce aminte de Allah și are nevoie să comunice. S-a dus să caute acest loc. Unde? A? Să-și găsească liniștea. S-a dus și a intrat în moschee, l-a văzut pe un om care se ruga. S-a dus la el și a spus, uite, eu așa, 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 am omorât 99 de suflete și vreau să mă căiesc. Oare Allah acceptă căința mea? S-a uitat la el urât și a spus, după ce am omorât 99 de oameni? Așa suntem noi oameni, judecăm. Vrei să te ierte Allah? Ești criminal, criminalule. Ce a făcut? Bismillah, 100. A completat 100. Așa suntem noi oameni, judecăm. I-a părut rău, iar a căutat, de data aceasta s-a dus la un savant. Pe scurt relatarea. S-a dus la savant și l-a întrebat, eu am omorât 99 de suflete, am căutat un om cu credință care să mă îndrume și omul acela mi-a spus că Allah nu mă iartă. L-am executat și pe el. 100. Savantul acum să se sperie, e om înțelept. Știe să discute cu omul. Nu s-a gândit la 101, cum poate gândeau mulți. Și a spus, bineînțeles că Allah iartă. Poarta căinței este deschisă la Allah subhanahu wa ta'ala atât timp cât în acest corp inima bate, Allah subhanahu wa ta'ala iartă. Poarta căinței este deschisă. A spus, Allah te iartă, cum să nu te ierte? Dar a venit și partea cea mai importantă la îndrumat. A spus, dacă vrei să fii iertat de Allah, Allah te va ierta. Dar te vei întoarce în sănul comunității în care toată lumea te știe de criminal, toată lumea te va bârfi, toată lumea te vor deranja. Anturajul nu te va ajuta să treci, să faci acest pas, această schimbare de la rău la bine. Și a spus, du-te într-o zonă, în localitatea cu tare, că acolo sunt oameni cu frică de Allah, acolo anturajul tău o să fie diferit. Omul a făcut așa, a acceptat sfatul și în drum spre lăcașul în care intenționa, localitatea în care intenționa să ajungă, în mijlocul drumului, i-a venit soarta. A murit. Acum spune profetul sallallahu alaihi wasallam, au venit îngerii să-l ia în paradis și alții să-l ia în iad. Și discutau între ei. Acum au venit, ca și cum ai un om, unii zic, trebuie să-l ducem în iad. Au mort 100 de suflete. Niciodată nu s-a închinat la Allah subhanahu wa ta'ala. Nu l-a slujit pe Allah. Au mort 100 de suflete. Și ceilalți îngeri spuneau, îl luăm către rai? S-a căit? Allah i-a iertat păcatele și este cu pagina curată. Îl luăm către rai. Și în acest scandal a venit un alt înger și a rezolvat problema și a îndrumat. A spus, măsurați, judecăm, ca să rezolvăm problema. Dacă e mai aproape de localitatea în care a trăit, îl luați în iad. Dacă e mai aproape de localitatea în care vrea să ajungă, îl luați în paradis. Și au numărat pașii și era cu un pas mai aproape de localitatea în care vrea să ajungă. Și l-au luat îngerii în paradis. Inna Allahi ghafurur rahim. Inna Allahi rahmanur rahim. Allah este milostiv, îndurător, este iertător și îi place să ierte. De aceea să nu cumva să credeți că poartea căinței se închide vreodată și să nu cumva să credeți că Allah nu ne poate ierta. Allah iartă, inshallah. Important e noi să trăim cu credința în suflet și cu speranța că Allah ne va ierta și să ne căim întotdeauna, mai ales că se apropie această lună, să întâmpinăm această lună cu o nouă pagină cu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă de cei care prindem această lună a Ramadanului într-o credință
Allah să ne ferească de păcate și să fim de cei care cer iertare pentru păcatele lor și Allah le iartă păcatele, inshallah.